Domnule guvernator, cum ați defini actualul sistem bancar al Republicii Moldova și dacă dumneavoastră considerați necesară o reformă imediată a acestuia? Sistemul bancar din Republica Moldova a trecut prin un set de reforme profunde. Deci e vorba de reformele care au fost implementate în cadrul unui program cu Fondul Monetar Internațional, care de fapt s-a finalizat în primăvara anului 2020. Acest program a fost axat pe transparentizarea sectorului bancar și guvernanța în sectorul bancar. Urmarea acestor eforturi în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional a fost făcut un exercițiu de transparentizare a acționarilor, prin care au fost eliminați acționarii nepotriviți și neadecvați din sistem. Au fost atrași investitori noi. Astăzi noi avem circa 90% din active bancare sunt controlate de investitori europeni, investitori buni. Deci alt aspect care s-a făcut, s-a îmbunătățit guvernanța în bănci, cadrul de reglementare în băncile comerciale și astăzi noi avem în bănci o calitate mult mai înaltă a managementului. Pe lângă asta au fost făcute reforme și în Banca Centrală. Deci Banca Centrală, tot cadrul de reglementare a băncii centrale a fost îmbunătățit semnificativ cu concursul experților de la Fondul Monetar Internațional. Astăzi putem constata că guvernanța în Banca Centrală este la, zicem așa, corespundere rigorilor de la care corespund cele mai bune practici din băncile centrale europene. Practic avem aceeași abordare, același sistem de guvernanță internă. Astea toate în complex au rezultat în faptul că avem un sistem bancar stabil, el este bine capitalizat, are suficiente de lichidități, este bine supravegheat și noi vedem că el este rezilient. Deci sistemul bancar a făcut față tuturor provocărilor care le-am avut anul trecut în perioada crizei pandemice și în perioada crizei economice creată de această pandemie. Și vreau să vă zic că sectorul bancar a fost practic unicul sector care a susținut recuperarea economică post-pandemică în situația în care nu am avut un guvern, nu a fost un impuls fiscal suficient, deci băncile comerciale împreună cu politicile monetare implementate de Banca Centrală, deci ne-au permis să ieșim. Deci această reziliență vine din ca rezultat al acestor reforme, ca rezultat a faptului că s-au acumulat suficiente rezerve în sistem ca să facă față șocurilor. Fără discuție, există o strânsă legătură între economia unei țări și politica bancară. Cât de slabă este economia Republicii Moldova și în ce măsură are implicația asupra sistemului bancar? Da, ele într-adevăr merg mână în mână și sectorul bancar și economia Republicii Moldova. Noi observăm, deci, în comparație cu țările din regiune, poate avem indici de studii modești în ceea ce ține de PIB-ul pe cap de locuitor. Cauzele sunt multiple, aici avem și productivitatea muncii lasă mult de dorit. Deci în final, când să analizăm în lanț toate cauzele de ce suntem unde suntem, economia are nevoie de investiții, are nevoie de crearea locurilor de muncă, are nevoie de tehnologii noi, are nevoie de dezvoltare, poate unor ramuri noi cu valoare adăugată înaltă. Cum, de exemplu, s-a manifestat sectorul IT și altele. Deci, dar sectoare de astea mai trebuie dezvoltate în economie. Din păcate, indicatorii în ceea ce ține investițiile directe străine, zicem așa, sunt destul de modești în ultimii ani. Iarăși, dacă să mergem care sunt cauzele, ține de climatul investițional și, în primul rând, probabil că de problemele din justiție din Republica Moldova, care sper eu că reforma anunțată de guvern va aduce până la urmă efecte și pe această dimensiune. Sigur că sectorul bancar este și el strâns legat de
procesele din economie, atâta timp cât din economie nu vin proiecte interesante, proiecte noi de investiții, respectiv nici băncile nu au oportunități de a investi în astfel de proiecte. Deci dacă să vedem evoluția portofoliului de credite la bănci, o să observăm că este în activă creștere portofoliul de credite ipotecare, deci pentru procurarea locuințelor, și creditele de consum. Da, așa, mai este și o creștere și pe dimensiunea întreprinderilor mici și mijlocii, dar este destul de modestă, după părerea mea. Ceea ce vorbește încă o dată despre ce, că în economie nu se fac investiții și nu se vine cu proiecte noi. Sper foarte mult că situația să se schimbe și să avem o turnură radicală în acest sens. Lipsa unei garanții din partea autorităților, credeți că îngreunează atragerea de investiții străine? Nu cred că este problema unor garanții. E o problemă mai largă, ține de climatul de afaceri în Republica Moldova. Și când vorbim de climat de afaceri, aici ține nu doar de ceea ce fac autoritățile, ține de mai multe, ține și de calitatea forței de muncă și de gradul de pregătire a forței de muncă. Deci vine și problemele de productivitatea muncii, disponibilitatea de resurse, riscurile de șocuri. Iată, noi acum avem șocuri ce sunt de criza energetică. Asta tot sunt factori care influențează climatul investițional. Și în ultimul rând, sigur că felul în ce piață de desfacere are Moldova și ce acces la piețe de export are. Deci asta toate în cumul, pe lângă felul cum acționează autoritățile și interacționează cu businessul, asta toate în cumul creează climatul investițional. Ați avut de curând negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Cum s-au finalizat aceste negocieri? Deci negocierile s-au finalizat cu un acord cu misiunea femeii. Deci acest acord, de fapt, trasează un parcurs de reforme pentru următorii 3 ani, în cadrul unui program nou cu Fondul Monetar Internațional. Deci Fondul Monetar Internațional, data asta, vine cu un program care are obiective care cu mult depășesc doar sectorul financiar, spre deosebire de programul precedent. Deci acum programul femeii vine cu abordări și ține de guvernanța ca atare, instituțiile statului, funcționarea lor și reforma justiției, statul de drept, incluziunea financiară, deci mai multe și mai multe subiecte care cred eu că sunt vital necesare acum de a fi, zicem, să înmirească în vizorul autorităților și să fie făcute un set de reforme pe fiecare din aceste domenii. Vorbind de o inflație majoră la nivel mondial, în ce măsură este pregătită Banca Națională a Republicii Moldova să intervină pentru a contracara acest fenomen mondial? Foarte bună întrebare. E un fenomen care dă durere de cap acum probabil tuturor băncilor centrale și toate băncile centrale sunt în dilema cum să acționeze în aceste condiții. Deci noi ce vedem că în primul rând această inflație este provocată de șocuri de ofertă, șocuri care vin din afară, șocuri provocate de creștere de prețuri la sursele energetice, piața petrolieră, șocuri ce țin de creșterea vertiginoasă a prețurilor la produse alimentare pe piețele internaționale. Evident că acestea imediat se răsfrâng și asupra prețurilor din Republica Moldova. Sigur că prin politică monetară este foarte dificil să răspunzi nemijlocit la șocuri de ofertă, nici nu ești corect. Dar noi trebuie să vedem în ce măsură aceste șocuri au efecte de rundă a doua, când provoacă deja reacții în lanț. Și aici noi încercăm să venim cu anumite instrumente de politică monetară. Totodată, noi, pe lângă faptul că avem șocuri de ofertă, mai vedem și o recuperare rapidă a cererii agregate, adică a economiei, după criza pandemică. Deci ritmul este foarte rapid, în special în trimestrul 3 și 4 anul curent, ceea ce, la rândul său, pune presiuni mari pe inflație. Și atât, aspectul ăsta, noi, prin politică monetară, încercăm puțin să-l temperăm, dar iarăși dilema noastră este că să nu
totodată să nu oprim recuperarea economică post-pandemică. Deci este important să calibrăm bine deciziile noastre de politică monetară. De altfel, ultimele noastre decizii au fost spre majorarea ratei de bază, ceea ce constituie o înăsprire a politicii monetare, anume pentru a tempera puțin cererea agregată. Ceva este mai deosebită ultima noastră decizie de politică monetară, când am decis să nu majorăm ratele, cauza fiind contextul legat de criza gazelor. Pentru că această criză deja are un impact mai important, nu doar propriu-zis pe inflație, pe tarife, dar și pe alte dimensiuni a economiei naționale, inclusiv și capacitatea de recuperare și capacitatea de a menține creștere economică în următoarele trimestre. De ce noi am făcut o pauză, ne-am oprit să vedem cum vor evalua lucrurile mai departe, se va reuși, nu se va reuși să fie semnat un contract cu Gazprom, din fericire s-a reușit. Oricum vedem că prețurile la gaze vor fi mai mari, ele vor produce anumite efecte. Iată, vom analiza efectele acestea și după aia vom reveni cu o nouă calibrare a politicii monetare. Asta ceea ce putem noi face în condițiile astăzi. De astăzi este o situație, aș zice eu, mai nouă, mai dificilă și ea nu este doar la noi, Republica Moldova, dar toate țările din regiune se confruntă practic cu aceeași problemă. Și acest context vă permite să vă înscrieți în rata de inflație anuală pe care v-ați propus-o? Deci deja chiar în precedentul nostru raport de inflație, care l-am publicat vara, noi deja am arătat că pe parcursul anului viitor noi vom avea o inflație mai mare decât limita coridorului de inflație. Acum, cu ultimele șocuri, probabil că inflația va fi și mai mare, dar cred că în zilele următoare noi o să venim deja cu publicarea, nu vreau să anticipez, vom veni cu publicarea unui raport al inflației, în care punctual vom informa publicul larg despre previziunile noastre privind situația economică din țară. Adică va fi o ajustare pe parcurs? Da, deci noi aceste rapoarte asupra inflației le producem trimestrial, în baza informațiilor actualizate, în baza incorporând ultimele evenimente care s-au produs în economie și facem previziunile noastre privind evoluțiile inflaționiste din economie. Nu putem să nu ne referim la situația de la Victoria Bank, o bancă al cărei acționar, printre alții, este Banca Transilvania din România și care are anumite active sub sechestru. Puteți reglementa ce scoate Victoria Bank de sub acest... Noi urmărim cu atenție evoluția evenimentelor din care au loc în jurul Victoria Bank. Deci situația la moment este stabilă, nu provoacă careva îngrijorări, dar noi sperăm cât mai curând posibil să fie depășită această situație ca banca să poată să se dezvolte normal. Banca Transilvania a fost primul investitor european care a venit în Republica Moldova atunci când a pornit programul cu Fondul Monetar Internațional. Dacă vreți, Banca Transilvania a spart gheața aici, după ei au venit și alții, dar ei au dat un exemplu de a susține acest parcurs de reforme în momentul cel mai dificil. Și eu cred că este important ca Banca Transilvania mai departe să poată să-și conducă afacerile liber și nestingherit în Republica Moldova și să poată să dezvolte Victoria Bank și să acea bancă să servească cetățenii din Republica Moldova. Cum vedeți relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova și care sunt perspectivele de dezvoltare a colaborării dintre cele două state pe linie economică, evident? Bine, statistic vorbind, noi observăm, deci de când a fost semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a devenit principalul partener de comerț a Republicii Moldova. Deci, mai mult de jumătate din exporturi și din importuri vin din Uniunea Europeană.
În cadrul Uniunii Europene, partenerul nostru principal este România. Deci, în virtutea faptului că are o piață destul de mare, dacă comparăm cu potențialul Republicii Moldova, este în vecinătate imediată, este ușor accesibilă, vorbim aceeași limbă, împărțim aceeași cultură, deci este foarte lesne pentru agenții economici din Republica Moldova să-și vândă produsele și serviciile pe piața românească. Eu văd că deci relațiile noastre comerciale sunt în ascendență și sper că pe viitor vor fi create condiții pentru o dezvoltare și mai bună a acestor relații comerciale, dar și pentru un flux reciproc de investitori. Ați vorbit mai devreme de o dezvoltare a creditării în zona imobiliară. Mm-hmm. Vă îngrijorează acest lucru? Nu, pentru moment nu ne îngrijorează. Noi nu vedem că s-ar fi format o careva bulă. Deci creditarea merge într-un ritm destul de așa uniform, creșterea portofoliului de credite. Vedem o creștere a prețurilor la imobil pe parcursul ultimii, nu știu, un an, doi, dar el probabil că este alimentat de alte fenomene, nu de atât de mult de creditare. Bine, și creditarea tot alimentează cererea, dar au fost și alte fenomene. Deci creșterea prețurilor cam cu 25-30%, așa observăm noi, au crescut prețurile, încă nu a ajuns la un nivel care să ne trezească îngrijorări, să zicem că este o bulă în piață care poate să creeze probleme pentru stabilitatea financiară. Aveți o estimare a creșterii PIB-ului în 2021 și eventual perspective pentru anii următori? Bine, au fost publicate mai multe scenarii de creștere economică pentru anul 2021. Am auzit și cifre de 7,5% și 8%. Noi credem că vom avea o recuperare destul de semnificativă. Probabil că va fi chiar mai mult de ceea ce s-a anunțat, dar iarăși depinde cum vor evolua acum în ultimele luni ale anului evenimentele urmare a șocurilor ce au create de criza gazelor și creșterea tarifelor la gaz. Mai mult singură întrebare, legea miliardului și reducerea costurilor de pensionare vor pune presiune asupra datoriei publice? Bine, legea miliardului e deja e fapt împlinit, este parte din datoria publică. Legea pensiilor, din cât înțeleg eu, deci vor fi și careva măsuri compensatorii în care probabil va fi asigurată un cadru stabil pentru datoria publică. Cel puțin eu n-am participat la negocieri cu Fondul Monetar pe acest compartiment, dar odată ce s-a ajuns la un acord cu fondul, inclusiv și pe dimensiunea asta, înseamnă că s-a găsit o soluție care o asigură o stabilitate durabilă.